Campania de salubrizare s-a desfășurat în capitală, dar și în trei raioane ale țării prin care trece râul Bâc. Se desfășoară pe tot cursul râului Bâc, în toate centrele raionale, unde am constatat că este o situație mai puțin devantajată. S-a început dimineața la Călăraș, la Strășeni, acum în Chișinău și în raionul Anenii Noi. Elevii de la Colegiul Ecologic și studenții de la Universitatea Agrară participă deja a treia oară la salubrizarea albiei râului Bâc. An de an, copiii din cadrul colegiului DAT participă nemijlocit la activitățile de salubrizare. Au venit cu propuneri de a curăți o porțiune mai mare decât era preconizată. Timp de 2 ore, tinerii au parcurs o distanță de peste 5 km pentru a strânge deșeurile de pe marginea râului Bâc. Voluntarii au adunat aproximativ 200 de saci de gunoi. Până acum deja câțiva saci au fost umpluți, în general masă plastică, masă care nu se descompune, diferite de la construcții, diferite fiere. Și am găsit, dacă s-o cotesc, nu vă place, aruncați la urne, dar nu pe malul râului. Plastic, de la construcții, cutii, de toate. Chiar am schimbat sacoșa de 3 ori de acum, credeți-mă că e așa un dezastru pe acest râu. Tot ce nu-l trebuie oamenilor acasă care aruncă aici. Campania este susținută financiar de ambasada SUA în Moldova, care a oferit un împrumut nerambursabil.